sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Uniunea Europeană și NATO cer o anchetă internațională după deturnarea unui avion în Belarus, unde se află acum jurnalistul reținut ieri, nu se știe. A fost alertă cu bombă la două sedii ale judecătoriei Chișinău. Angajații au fost evacuați, iar geniștii au scotocit prin birouri. Mercedes a doborât un pilon de electricitate în sectorul Botanic, iar șoferul și-a lăsat mașina avariată și a fugit. Jurnalistul Roman Protasevici, omul care l-a făcut pe Alexandru Lukashenko să deturneze un avion cu pasageri, se află în custodia autorităților din Belarus. De ieri, de când a fost reținut pe aeroportul din Minsk, nu se mai știe nimic despre el. Protasevici era căutat de regimul lui Lukashenko pentru că a relatat despre protestele din vara trecută, motiv pentru care riscă să fie executat. Jurnalistul Roman Protasevici, în vârstă de 26 de ani, călătorea cu o cursă comercială de la Atena la Vilnius în momentul în care forțele aeriene din Belarus au intervenit. Astfel, avionul companiei irlandeze Ryanair, cu aproximativ 170 de persoane din 12 țări, care aproape ajunsese în Lituania, a fost deturnat spre Minsk. During all the flight, flight was normal. It lasted 3 hours normally. And 5 minutes before landing, we received the announcement from the captain saying, oh, we received a call from a bureau within our airport saying that we have to land with emergency in the closest airport. The closest airport was the one of Minsk. Martorii spun că un pasager aflat la bordul Boeing-ului 737 s-a ridicat imediat când a auzit anunțul și a deschis compartimentul pentru bagaje. Era jurnalistul belarus Roman Protasevici și a dat seama că va fi arestat încă din timpul zborului. When it was announced that we're going to land to Minsk, so the Roman stand up, quickly open the let's say luggage door, take the luggage, and was trying to split the things, like computer, give it to a girlfriend, iPhone or whatever it's called, phone. Ziaristul nu a avut prea mult timp la dispoziție. Minsk se află la mai puțin de 200 de kilometri de Vilnius, de aceea deturnarea avionului a durat câteva minute. Скажите, что происходило на борту самолета непосредственно? Видели ли вы, что было с Романом? Вот, так значит, что мы потом, разговаривая с людьми, увидели, что когда он узнал, что это Минск, когда то начал там ляптоп свой выбирать, все, и в принципе мы видели его уже в автобусе, и он в автобусе снял маску, и он говорит, это все из-за меня, меня вот забирают. Если не понял, если ты хотел сколько жмоня, сколько клауси, ее. Jisai atsisuko ir pasakė, kad jisai turi mirties nuosprendį. Aceste imagini au fost surprinse de către unii pasageri imediat după aterizare. Roman Protasevici, jurnalistul de 26 de ani, a fost imediat separat de restul pasagerilor la sosirea la Minsk, iar verificarea bagajelor la care au fost folosiți câini nu a dus la nicio descoperire. We all were being checked and they were standing in front of us with guns and they were just, well, we didn't know what to do because they were checking our suitcases, but at the same time they were arresting the journalist. Iubita jurnalistului de opoziție a fost și ea reținută pe aeroportul din Minsk. Pasagerii și echipajul avionului au petrecut aproximativ 7 ore la sol înainte ca avionul să decoleze spre Vilnius. Acolo au ajuns cu 6 pasageri mai puțin, iar directorul companiei Ryanair crede că angajați KGB, care l-ar fi urmărit pe Protasevici încă de la Atena, erau la bord și de asemenea au coborât. Roman Protasevici este unul dintre fondatorii serviciului de știri de opoziție Nehta, un canal Telegram, care a devenit una dintre principalele surse de informații în timpul protestelor din Belarus. El era plasat pe o listă de persoane căutate în Belarus, fiind acuzată de instigarea populației la proteste și terorism, motiv pentru care există riscul să fie executat.
Mai multe guverne, dar și reprezentanții NATO s-au arătat îngrijorați de gestul autorităților de la Minsk, care au forțat avionul să aterizeze pentru a-l putea aresta pe jurnalistul care se afla la bord. UE cere o anchetă internațională și SUA, care condamnă deturnarea zborului de către regimul Lukashenko, cere investigații imediate și clare. Minskul afirmă că a acționat legal și acuză europenii de politizarea incidentului. Compania Ryanair, avionul care a fost deturnat ieri la Minsk, a denunțat un act de piraterie și terorism de stat. Potrivit companiei irlandeze low cost, echipajul avionului a fost informat de Belarus cu privire la o potențială amenințare la adresa securității la bord și a fost instruit să se îndrepte către aeroportul din Minsk, deși cel mai apropiat era aeroportul din Vilnius. Autoritățile de la Minsk, la rândul lor, susțin că echipajul ar fi decis să aterizeze la Minsk, iar Lukashenko a ordonat personalul unui avion de vânătoare mic 29 să însoțească Boeing-ul. После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минск-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение поднять в воздух дежурный экипаж МиГ-29. Это была посадка под принуждением при угрозе применения оружия со стороны истребителя ВВС Беларуси МиГ-29. Într-un comunicat de presă plasat pe site-ul Ministerului Belarus de Externe, Minskul dă asigurări că a acționat în mod legal, interceptând un zbor comercial, în urma unei alerte cu bombă și respinge acuzațiile potrivit cărora a deturnat avionul cu scopul de a-l aresta pe opozantul belarus, Roman Protasevici, care se afla la bord. Никто такого поворота событий не ожидал, что можно заставить самолет полный пассажиров приземлиться в Минске, когда до Вильнюса было не так уж и далеко. И понятно, что это столько пассажиров подвергли опасности только для того, чтобы забрать оттуда одного человека. Это Роман Протасевич, наверное, считается личным врагом Лукашенко, потому что он никогда не скрывал правду и говорил, не скрываясь, все, что происходит в Беларуси. В același timp, Lituania, țara de destinație a aeronavei, a cerut statelor UE să recomande ca avioanele lor să evite spațiul aerian al Belarusului. Avionas reikalingas labai išsamus tyrimas tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje, kuris atsakytų į klausimus, kas iš tikrųjų atsitiko, kad vidury baltos dienos buvo įvykdytas, tenka tai konstatuoti labai aiškiai, valstybinio terorizmo aktas. Lituania susține că operațiunea de aterizare forțată pare să fi fost planificată în prealabil, precizând că serviciile de informații din Belarus știau cine se afla la bord. Evidently, Belarusian KGB is behind the incident because a military plane, concretely MiG-29 and helicopter Mi-24 was used to land the plane. Secretarul american de stat a condamnat la rândul său deturnarea avionului, precizând că rapoartele inițiale arată că în escortarea avionului au fost implicate serviciile secrete și aviația militară, fapt extrem de îngrijorător. Și NATO a denunțat incidentul, pe care l-a calificat grav și periculos, și a cerut o anchetă internațională. Amnesty International a cerut eliberarea lui Roman Protasevici. Cei care sunt vinovați de deturnarea avionului Ryanair la Minsk și reținerea jurnalistului de opoziție trebuie să fie sancționați, a declarat președinta Comisiei Europene. Șefii de stat și de guvern din țările membre ale Uniunii Europene, care se reunesc astăzi la summitul UE, urmează să discute despre impunerea unor sancțiuni suplimentare Belarusului. Și Ministerul de Externe de la Chișinău susține solicitările partenerilor internaționali pentru demararea unei investigații independente în scopul elucidării tuturor circumstanțelor producerii acestui incident, inclusiv reținerea unui jurnalist belarus. De când Republica Moldova este condusă de Maia Sandu, prima femeie președinte din istoria țării noastre, sunt tot mai solicitate femeile bodyguard. O echipă ProTV a urmărit cum arată antrenamentele speciale ale femeilor din garda de corp a președintei Maia Sandu. Le vedeți în acțiune în câteva minute la știri. A fost alertă cu bombă la două sedii ale judecătoriei Chișinău. După apelul de la 112, clădirile au fost evacuate, iar în interior au avut acces doar geniștii. În urma verificărilor, aceștia au anunțat că alerta este falsă. Cel care stă în spatele actului riscă amendă sau până la 2 ani de închisoare, dacă va fi prins.
Era trecut de ora 8 dimineață când angajații judecătoriei Buiucani au fost evacuați din instituție. La poliție a parvenit un apel în care un bărbat a anunțat că blocul este minat. Acest paznic ne-a spus că nu este prima alertă din acest an. A treia oară l-am electrocutat din practica mea. E acum de a treia oară. După ce a fost examinată clădirea judecătoriei, specialiștii au continuat cercetările pe teritoriul din preajma instituției. După informația specialiștilor, nimic n-a fost depistat. Se prinește că falsă și mult efort au fost implicat și cheltuieli mari. Același bărbat care a anunțat oamenii legii despre alerta cu bombă din sectorul Buiucani a spus că este minat și un alt sediu al judecătoriei. Toți angajații judecătoriei Chișinău cu sediul centru au fost evacuați. Instituția a fost îngrădită cu panglică și este păzită de polițiști. Acum în sediu nu se află nimeni? Nu e nimeni. Toți au scos afară. De cât timp deja așteptați? Da, avem vreun ceas, poate fi. Acum ne-am liniștit, dar deodată clar lucru că te sperie, fiindcă nu știi la ce te aștepți. Ulterior s-a stabilit că și această alertă a fost falsă. Oamenii legii au inițiat un proces penal în acest caz pentru comunicarea mincinoasă cu bună știință despre actul de terorism. Suspectul încă nu a fost reținut. El riscă amendă până la 42.500 de lei sau închisoare de până la 2 ani. Am încercat să aflăm de la poliție câte alerte false au fost înregistrate de la începutul acestui an și câte persoane au fost pedepsite, dar nu am primit un răspuns. Responsabilii ne-au spus că vor reveni mai târziu cu informații. Un Mercedes a doborât un pilon de iluminat stradal azi dimineață în sectorul botanic al capitalei. Șoferul și-a lăsat autoturismul avariat și a fugit, iar până acum poliția nu a dat de el. Din cauza incidentului, circulația mai multor rute de troleibuz a fost modificată timp de o oră. Pilonul a blocat jumătate din stradă după ce a fost doborât. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit Mercedesul avariat, nu însă și pe șofer. Omul a fugit după ce a pus la pământ stâlpul. Era aproape 6 dimineața când s-a întâmplat totul. Trolebuzele circulau la acea oră deja în zonă. Pentru că în cădere pilonul a atins câteva fire electrice, mai multe rute au fost redirecționate pentru câteva ore. În acest timp, muncitorii au intervenit ca să ridice stâlpul și au strâns bucăți din piesele mașinii. Suntem cu iluminarea publică. A fost pilonul dat jos și noi mă restabilim înapoi. Pilonul de pe carosabil a fost mutat pe trotuar. Totodată, întreaga zonă a fost securizată, iar foarte curând pilonul urmează să fie transportat de aici cu ajutorul unei mașini speciale. Mercedesul a fost evacuat de la locul accidentului, dar purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei ne-a spus că nu știe unde a fost dus. Șoferul nu a fost identificat până acum și nu este clar din ce cauză s-a izbit cu mașina de pilon. Pentru incident, acesta riscă 6 puncte de penalizare și 1.500 de lei amendă, iar pentru că a fugit ar putea rămâne fără permis pe un termen de 3 ani. Solistul trupei italiene Måneskin, câștigătoarea Eurovision 2021, va face un test antidrog după controversa provocată de un videoclip devenit viral în care poate fi văzut aplecându-se și atingând masa cu nasul în plină competiție. Artistul a respins ferm că ar consuma droguri, explicând că s-a aplecat pentru că chitaristul tocmai spărsese un pahar. When you are seen in the background leaning over the table and seems to be snorting something, and online people are suggesting that you were taking cocaine, what was it? Thomas break. Yeah, exactly. Thomas break a glass. Yeah, he's not too. I don't use drugs, please, guys. Yeah, exactly. Don't say that, really. Please, don't say that. Într-o parte a transmisiei live a ceremoniei, cântărețul Damiano David a fost văzut aplecându-se înainte, în timp ce stătea la o masă, determinându-i pe spectatori să sugereze că el consuma cocaină.
Filmările nu conțin dovezi ale consumului de droguri, însă unii telespectatori au sugerat că solistul este atenționat de colegul său care îi face semn cu piciorul. Organizatorii Eurovision au anunțat că solistul se va supune în mod voluntar testării la întoarcerea în țară, deoarece acest lucru nu a putut fi organizat imediat după concurs. Din imagini mai pot fi observate momente în care aceștia au consumat vin spumant în camera verde și au avut cu ei o sticlă de băutură și la conferința de presă. Formația italiană a avut o prestație puternică, impresionând cu o piesă rock intitulată Ziti e Bueni, care s-a aflat în fruntea pronosticurilor specialiștilor. Aceasta este a treia victorie pentru Italia la Eurovision. Formația Måneskin s-a făcut cunoscută odată cu participarea la X Factor în 2017 și a câștigat cu aceeași melodie și marele premiu la Festivalul Cântecului de la Sanremo din acest an. Sunt nevoit să parcurgă 35 de kilometri pe jos pentru a ajunge la civilizație. Vorbim despre cei peste 500 de localnici din satul Lazo, din Drochia, unde nu există transport public. Sătenii care au căruțe se consideră norocoși și o fac și pe taximetriștii sau înlocuiesc mașinile de ambulanță în cazul unor urgențe, deoarece prin sat nu trece niciun autobuz. Nina Chernicne are 70 de ani și merge des la Drochia după medicamente. Pentru asta, femeia se trezește la ora 6 dimineața pentru a urca în autobuzul care mai trece prin sat, însă nu face și ruta înapoi. Autobusul a venit dimineața, ne-a luat de aici. Când el vine până la Dumitrești, mai încoace nu vine. Și am venit pe căruță. Dar și nu a fost căruță, noi am avut să venim pe jos. Iar Natalia Dascăl ne-a povestit că soțul ei suferă de leucemie și trebuie să meargă frecvent la spitalul raional. Deplasările până la Drochia o costă pe femeie mai mult de jumătate din pensia soțului. Pensia lui e de 980 de lei de anul ăsta. Și de două ori pe lună îl duc la Drochia cu mașină, îl duc și trebuie să-l duc. 260 de lei, acum s-o scutit tot cu mustibilul. Și mai scump și nu avem cu ce trăi. Oamenii își amintesc că acum câțiva ani spre Bălți circula un autobuz din localitatea Moara de Piatră, care trecea prin satul lor, dar acum și acel a fost scos de pe rută. Foarte greu. Avem copii care poate n-ar de lucru aici în sat, sunt nevoiți să ducă la oraș și într-adevăr se duc pe jos. Scoală la ore 5 dimineață, duc pe jos și vin noapte târziu tot pe jos. Fiecare își tărui și vine care și cum poate. Mulți băieți sunt să găsesc caun. Mașutca lor ar vrea să aibă și eu căpei cu o leafă, dar din cauza drumului ei nu pot. Să duc iarna pe jos, vin pe jos. Responsabilii de la parcul de autobuze din Drochia spun că ruta care circula anterior nu aduce profit. Ruta regulată Bălți-Moara de Piatră, din cauza situației pandemici create, adică fluxul de călători, că nu acoperă toate cheltuielile și noi am fost nevoiți să suspendăm până când executarea rutei date, din cauza nerentabilității de servire rutei. Primarul din Lazo a refuzat să comenteze situația legată de lipsa unui mijloc de transport în localitatea cu 542 de persoane. În preajma unor școli din capitală e sărbătoare în fiecare zi din cauza bodegilor la care se adună chercheliții de prin cartier. Erau oameni dubioși, scene violente. A fost o întâmplare când un domn a sărit cu cuțitul chiar la alt domn, dar a fost chemată poliția. Legea nu permite ca astfel de localuri să fie mai aproape de 200 de metri de instituțiile de învățământ. Cum se respectă, vedeți imediat în jurnal. Femeile din Serviciul Protecție și Bază de Stat sunt tot mai solicitate în garda de corp a șefului statului. Asta se întâmplă în special de când Republica Moldova este condusă de Maia Sandu. Oficialii de la SPPS spun că așa o cere, în special protocolul. În aceste condiții și antrenamentul femeilor bodyguard este intens. Acesta include luptele corp la corp, tirul cu arma și crearea unor situații excepționale în care trebuie să intervină. O echipă ProTV a urmărit cum arată antrenamentele speciale ale femeilor care îi oferă protecție Maie Sandu, prima femeie președinte din istoria Republicii Moldova.
Cârnăveca care 25 de ani. Face atletism, în special sărituri în înălțime, de la 10 ani. Ziua de muncă începe la ora 6 dimineața. Nu este căsătorită, îi place lectura și plimbările. De 3 ani este ofițer al Serviciului Protecție și Pază de Stat. Natalia Repeșco are 28 de ani. Face sport de contact de 14 ani. Este campioană europeană la sambo și spune că știe să se apere în caz de pericol. Este foarte matinală, nu este căsătorită, iar timpul liber și-l petrece cu familia și prietenii. A devenit ofițer SPPS acum 3 ani. Cele două tinere sunt angajatele SPPS care pot fi văzute foarte des în preajma Maiei Sandu, prima femeie președinte din istoria Republicii Moldova. Delicate, liniștite, acestea par să se transforme subit când intră în sala de antrenament. Pentru a fi mereu în formă, e nevoie de multă muncă, spun ele. În zilele când nu sunt la serviciu, Natalia și Elena pot fi găsite aici, la sala de forță. Fetele petrec câte jumătate de zi la antrenamentul care cuprinde, pe lângă pregătirea fizică și cea psihologică, și diferite tehnici de intervenție în situații de risc. Nu există nicio deosebire între antrenamentele lor față de antrenamentele colegilor bărbați din SPPS, explică antrenorul celor două. Un bodyguard, fie el de gen masculin, fie el de gen feminin, trebuie să aibă o pregătire excelentă. Fetele la noi practică același sport ca și băieții și nu sunt cu nimic mai slabi. Elena și-a dorit să fie polițistă de mică, iar visul i s-a îndeplinit acum cu vârf și îndesat. Este o responsabilitate enormă, este destul de dificil, dar nu este imposibil. Ca imposibilul să devină posibil, o gardă de corp este ajutată și de echipamentul din dotare, pe care un om din mulțime nu are cum să-l vadă sub sacoul călcat și apretat perfect. Natalia a acceptat să-l arate la cameră. Centura unui ofițer de protecție conține un toc pentru armă, o lanternă, avem cuțit multifuncțional, avem un toc pentru încărcătorul, avem toc pentru stația radio, dar când sunt niște manifestații mai vaste, mai mari, desigur, ea se completează. Cum era de așteptat, nu le lipsește niciodată arma pe care au învățat să o mânuiască în diferite situații care se pot produce în timpul misiunii. Iată un exemplu. Ce înseamnă pentru tine această meserie pe care o ai, să fii paza de corp a președintelui? Pentru mine înseamnă responsabilitate, în primul rând, onoare, devotament și, desigur, mândrie. Gărzile de corp au un limbaj codificat, însă femeile din garda de corp a Maiei Sandu se înțeleg și din priviri. În situații de criză este un element important care poate face diferența. În afară de Natalia și Elena implicate în protecția Maiei Sandu, în serviciul SPPS sunt în total 45 de femei care asigură protecția persoanelor importante în stat. Imediat după știri începe emisiunea O Seară Perfectă. Elena Javelea se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Elena, bună ziua! Tatiana, bună ziua! Astăzi la O Seară Perfectă l-aștept alături de mine pe Bogdan Ghiieș, soțul Olgăi Țapordei, prima femeie din Republica Moldova care a reușit să cucerească Everestul. Bogdan vine să ne povestească mai multe detalii despre această aventură frumoasă a soției sale. Gabriel Nebunu ne va încânta cu o melodie din repertoriul său și ne va povesti evenimente frumoase s-au întâmplat în ultima sa vacanță și tot astăzi vedem cum a fost la Omul Anului. Nu ratați emisiunea de azi, eu vă aștept la O Seară Perfectă. Conform tradiției, gala Omul Anului a desemnat și oamenii secolului, printre care maestrul Nicolae Bodgros, artista Valentina Rusu Ciobanu, dar și fostul președinte al țării noastre, Vladimir Voronin. Iar surpriza serii a fost spectacolul oferit de lupii lui Calancea și surorile Osoianu. La categoria mass media, cu trofeu s-a ales prezentatoarea știrilor Pro TV, Sorina Obreja. Mesajul nostru este că adevărații eroi ai anului sunt medicii, sunt asistenții medicali, șoferii de ambulanțe. Familia unui bărbat din raionul Rezina acuză medicii de la Spitalul Republican din Capitală de neglijență. Copiii spun că tatăl lor a fost internat cu dureri de spate, dar a fost externat cu o rană deschisă, iar tratamentul nu a fost dus până la capăt. Reprezentanții instituției din Chișinău neagă că bărbatul a fost neglijat și susțin că l-au trimis să se trateze la spitalul din Rezina pentru că starea i s-a îmbunătățit.
Fiul bărbatului de 62 de ani povestește că acum 3 săptămâni acesta s-a plâns de dureri de spate acute, iar ambulanța l-a dus la spitalul din raionul Rezina. Când am telefonat, ne-au spus că este într-o stare gravă, dar din ce cauză nu mi s-a spus. După o săptămână, pacientul a fost transferat la Spitalul Republican din Capitală, dar rudele susțin că nu știau de ce suferă acesta. În timp de 2 săptămâni nu am reușit să vorbim cu medicul, dar nu mi s-a explicat care-i cauza, care-i tratamentul. Mihail spune că ținea legătura cu tatăl său, care îi povestea că este neglijat de medici și că nici măcar lui doctorii nu îi spuneau care este problema. Și mi s-a spus că îl tratează foarte urât. Practic nu îl iau în seamă și nu știe ce se va întâmpla. După 2 săptămâni, rudele au fost anunțate să-l ia pe bărbat acasă pentru că poate fi externat. Când bărbatul a ajuns în Rezina, copiii au văzut că are o rană mare la spate. Jumătate din spate este vizibilă carne și când te uiți, parcă ești la o lecție de anatomie. La indicația medicului de familie, bărbatul a fost internat la spitalul din raion. Potrivit specialistului, acesta a ajuns aici cu o inflamație purulentă a țesutului vascularizat. O strângere de sahăr în diabet, ionii vă ne lecil. Și tot ce a произошло, это, к сожалению, это осложнение основного заболевания. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Republican ne-a spus că pacientul a fost externat după ce starea de sănătate i s-a îmbunătățit, cu recomandarea ca tratamentul să fie continuat în instituția medicală din Rezina. De ce acesta acuză medicii de neglijență pe timpul aflării în cadrul spitalului? Noi nu putem aceasta să comentăm pentru că, repet, din partea pacientului nu a fost depus nicio sesizare și nicio plângere. Nu avem ce să comentăm. Responsabilii de la Ministerul Sănătății nu au venit până la această oră cu o reacție și nu ne-au spus dacă s-au autosesizat și dacă vor cerceta cazul. Între timp, bărbatul de 62 de ani rămâne sub supravegherea medicilor din Rezina. Scandaluri, injurii, bătăi și oameni beți care dorm pe borduri și își fac nevoile în văzul tuturor. La astfel de scene asistă zilnic mai mulți elevi din capitală din cauza bodegilor amplasate chiar lângă școlile în care învață și în care se vinde alcool. Sunt prea aproape de instituțiile de învățământ, spun părinții, deși unele sunt la distanță mai mare de 200 de metri, așa cum prevede legea. Autoritățile spun că știu despre această problemă, care deocamdată rămâne nerezolvată. Pe strada Hristobotev din sectorul botanic al capitalei, de mai bine de 15 ani activează o bodegă în care consumul de alcool este la ordinea zilei. Localul în care zilnic se adună oameni care beau până nu se mai pot ține pe picioare se află în apropiere nu doar de o instituție de învățământ, ci față de 3. Aici avem liceul Liviu Rebreanu, aici avem o școală de arte. Iar peste drum avem o grădiniță. Mariana a absolvit în urmă cu 18 ani liceul Liviu Rebreanu, unde acum învață fiica ei și spune că, deși locuiește la câțiva pași de liceu, este frică să-și lase copilul să meargă singur la lecții. Erau oameni dubioși, scene violente. A fost o întâmplare când un domn a sărit cu cuțitul chiar la alt domn, dar a fost chemată poliția. Speriați de aceste scene, oamenii spun că sunt nevoiți să ocolească zona. Astăzi dimineața am dus copilul la grădiniță și deja când treceam drum am văzut cum dansau des de dimineață. Copiii se sperie din cauza că ei vorbesc urât și vulgar cu ei. Copilul nu vrea să meargă pe... au găsit altă cală de a merge la școală. Îi vedem desor că stau pe jos, beț. Am încercat să discutăm cu proprietarul localului. Bună ziua! Am vrea să vorbim cu proprietarul localului. Proprietarul este. Dar cu cine am putea să vorbim din administrație? Ei, acum am văzut. Dar puteți să-l chemați? Acesta însă nu a fost de găsit. Administrația liceului Liviu Rebreanu spune că de-a lungul anilor a depus nenumărate demersuri la pretura sectorului botanic, însă problema așa și nu a fost rezolvată, așa că la un moment dat a renunțat. Se apropie de copii
cer bani. Mie îmi place spre instituție să-și facă niște teste fiziologice. Părinții au venit de mai multe ori și ne-au spus, dar noi suntem cu mâinile legate și nu putem face nimic. Pretura sectorului botanic, a cărei conducere s-a schimbat acum 2 ani și jumătate, susține că nu a primit demersuri în acest sens în ultimii ani și că are nevoie de o plângere colectivă din partea părinților pentru a interveni. În cazul în care este proprietate publică, noi avem tot dreptul să nu prelungim contractul de arendă funciară. În cazul în care este o proprietate privată, o să ducem convorbiri cu agentul economic. Și în sectorul Ciocana, pe strada Maria Dragan, la o distanță mai mică de 200 de metri de gimnaziul numărul 35, este amplasată o gheretă unde la fel zilnic se adună consumatorii de alcool. Este un deranj pentru cartier, asta este da, pentru că mai ales copiii vin de la școală, copiii chiar au coles. Noi, maturii, le spunem că uite, tu acolo nu ai voie. Locatarii din preajmă au încercat să ajungă la un numitor comun cu proprietara, aceasta însă afirmă că are toate actele în regulă și că nu are de gând să-și sisteze activitatea. Du-te la primărie și spune! Igor, unde ți-e școala și cu tine? Care restaurant? Cine ți-a spus să iei de restaurant? Tu nu iei poți... Reprezentanții Direcției Educației Chișinău recunosc că astfel de probleme există și spun că așteaptă ca administrațiile instituțiilor de învățământ să le semnaleze. Vom solicita suplimentar directorilor de instituții și șefilor de sectoare să facă o verificare suplimentară a localurilor care sunt în preajma instituțiilor, ca să reușim să înlăturăm toate deficiențele. Și poliția susține că periodic recepționează plângeri în acest sens, ele însă sunt redirecționate către instituțiile abilitate să verifice și să le retragă licența unor asemenea localuri. Astfel se creează un cerc vicios al indiferenței, corupției și incompetenței. Platforma DA a depus actele la CEC pentru a fi înregistrată în cursa electorală pentru anticipatele din 11 iulie. Totodată, formațiunea și-a prezentat lista de candidați, în frunte fiind Andrei Năstase, urmat de Alexandru Slusar și Igor Munteanu, cei care la dispoziție 7 zile ca să decidă dacă înregistrează sau nu partidul. A fost aglomerație astăzi la CEC, întrucât toți deputații platformei DA au venit să depună actele în speranța că vor mai obține un mandat în Parlament. Andrei Năstase a spus că până acum a avut discuții cu alte formațiuni pentru a forma un bloc, dar a evitat să precizeze cu cine anume. Este regretabil că alte partide au ales separarea, au ales calea separată. E regretabil că în Republica Moldova răul reușește să se consolideze, în timp ce binele sau cel care promovează binele rămâne separat. Platforma Demnitate și Adevăr și-a prezentat și o parte din lista constituită, potrivit liderului acesteia, din 101 pretendenți de a candida la funcția de deputat. Printre primii 10 se regăsesc aproape toți deputații din actualul Parlament. Cap de listă este Andrei Năstase, urmat de Alexandru Slusar, Igor Munteanu, Dinu Plângău, Inga Grigoriu, Liviu Vovc, Maria Ciobanu și alții. În primii 27 de candidați anunțați nu se mai regăsește deputata Arina Spătaru, dar un loc și-a găsit fostul polițist de frontieră Gheorghe Petic, care este al 16-lea. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 7 zile pentru a decide dacă înregistrează sau nu platforma DA în cursa electorală. Dacă va fi înregistrată, formațiunea va fi cu numărul 9 în buletinele de vot. Până acum au fost înregistrate 4 partide și 2 blocuri electorale. Este vorba despre PACE, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, Blocul Electoral Renato Usatăi, PAS, Partidul Șor, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. În proces de examinare la CEC se află actele depuse de către Partidul Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda a lui Andrei Donică și Partidul Democrat. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 11 iulie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Elena Javelea. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!